Edilul orașului Strasbourg a anunțat că municipalitatea anulează celebrul târg de Crăciun din cauza agravării situației sanitare, renunțând la cele 300 de căsuțe prezente în mod tradițional în piață, dar păstrând spectacolele. Bradul de Crăciun din piața Kleber, în centrul orașului, va fi cu toate acestea instalat la fel ca în anii precedenți, iar animațiile și spectacolele de stradă ale artiștilor vor fi menținute. Orașul a depășit pragul de alertă maximală în ceea ce privește coronavirusul. Strasburgul nu se află într-o bulă și, la fel ca în restul Europei, restricțiile sunt din ce în ce mai severe, în special în Germania. La începutul lui octombrie, capitala regiunii Alsacia nutrea încă speranțe că va reuși să mențină târgul de Crăciun, o tradiție multiseculară cu prețul unor ajustări pentru a face față crizei sanitare aflată în plină desfășurare. În mod obișnuit, evenimentul cu o istorie de 450 de ani care a fost anulat doar în perioadele de război atrage pe parcursul unei luni circa 2 milioane de vizitatori în jurul celor 300 de căsuțe din lemn, cu un impact economic evaluat la 250 milioane de euro.